Hello! Salut tuturor! Este 9 zi de miercuri și sunteți din nou alături de mătușa voastră preferată de pe internet. Oh, wait! Am greșit canalul. Eu sunt Patty și astăzi o să vorbesc despre un subiect legat de TikTok, dar în special despre branduri. Pe acest canal mă ocup cu mai multe subiecte. Îmi place să iau subiecte și să le deconstruiesc într-o manieră sociologică. De obicei postez miercurea și joia și sâmbăta video eseuri, iar următorul video eseu la care lucrez de ceva vreme o să apară și el undeva luna viitoare, probabil. Am avut niște delay cu research-ul, dar e pe drumul cel bun, e în prelucrare. Am vrut să-l scot de Crăciun, dar s-au aglomerat multe chestii, așa că n-am mai reușit. Dacă vreți, de exemplu, să vedeți inside-uri din bucătăria mea internă, cum o numesc eu, puteți să vă abonați pe Patreon-ul meu, unde puteți să vedeți tâmpenile pe care le postez eu, post-producție, bloopers sau pre-producție în care postez previews pe care doar Patronix mei pot să le vadă. Sau dacă nu aveți un venit stabil, puteți să mă susțineți și pe Ko-fi, accept orice bănuți, dacă puteți, dacă nu, și iubire. În afară de asta, petrec ceva timp pe TikTok. Sunt pe aplicația asta ca și consumatorix de prin martie, de când urma să înceapă pandemia. Și ca și content creator, cred că sunt de foarte puțin timp. Dacă nu știți, mă găsiți Mătușix comunistă pe TikTok și mai nou sunt și pe Twitch. Astăzi o să discut despre felul în care brandurile sau firmele sau corporațiile și-au găsit locul pe TikTok și postează conținut în care încearcă să fie relatable, încearcă să empatizeze cu publicul prin diferite tactici. Faptul că găsești foarte multe branduri și firme și corporații pe TikTok e destul de grăitor pentru felul în care capitalismul începe să acapareze tot felul de domenii. Un fel de capitalism cu față mai prietenoasă decât cel turbo pe care îl știm noi, în care încearcă să pară relatable și să empatizeze cu publicul mai larg. Doar că în spatele conturilor sunt niște corporații până la finalul zilei. Capitalismul acaparează critica și o incorporează în sistemul său și, cum de exemplu, de foarte multe ori vedem, nu știu, tricouri cu Che Guevara sau chestii genul ăsta, ca idee. Well, mai nou pe TikTok sunt diferite branduri sau corporații care încearcă să îți vindă această iluzie că sunt prietenii tăi, dar nu sunt. Pentru că la finalul zilei sunt niște corporații care doar vor să-și vândă produsele, vor să-și facă marketing, să-și vândă logo-ul sau așa mai departe. Cred că cel mai bun exemplu în sensul ăsta este Duolingo, care a început ca inițiativă făcută de niște voluntari, dar care apoi a început să crească și să fie super monetizată, după felul în care o vedem acum. Și au început să fie glume despre Duolingo, cum notificarea pe care o primeai părea că te amenință. Și asta, de fapt, era o tactică să te facă să îți pară rău de mascotă, că o rănești sau o enervezi. Și statistica arăta că majoritatea mare de consumatori se simțeau prost că Duolingo este sad și atunci veneau pe aplicație. Și apoi Duolingo a luat aceste glume care erau pe internet, the memes, le-a reapropiat și acum marketingul lor pe care și-l fac sunt glumițele acestea haotice în care dacă nu intri pe Duolingo o să apară mascota după tine să te amenințe. Și vedem asta destul de des și lumea a început să vadă că wow, this is funny, dar asta e foarte amuzant și hai să râdem. Și a creat un real succes pentru felul în care brandurile se marketizează. Duolingo este un exemplu care a setat cumva norma după care multe branduri acum încearcă să se marketizeze. Încearcă din nou să pară ca și când sunt foarte prietenoase, dar de fapt în spate nu au aceste intenții să te cunoască pe tine ca și consumator. Tacticile astea ori sunt, de exemplu, că brandurile astea încearcă să se apropieze limbajul folosit de cele mai multe persoane de acolo sau încearcă să comenteze la diferite posturi
pentru a crea engagement și pentru a primi like-uri. Și asta vedem, de exemplu, nu știu, la aplicații de dating, cum ar fi Tinder, Bumble sau mai nou și pe McDonald's. Fenomenul ăsta este destul de întâlnit, mai ales pe Twitter. De acolo a pornit cumva glumița de pe Twitter în care un lanț de fast food a făcut niște glumițe și apoi de acolo a început tot acest trend în care firmele pot să fie relatable sau pot să interacționeze cu consumatorul direct. Ceea ce înainte, de exemplu, nu era atât de prevalent, faptul că puteai să vorbești sau să-ți dai like-uri cu your bestie, your McDonald's bestie. Mai era, de exemplu, foarte cunoscut linia aceea de zboruri Ryan Airline, care tot așa a început ca un cont în care cineva care avea un internship postea content despre cum dacă ajunge la 100 de like-uri sau 1000 de like-uri, șeful a promis că n-o să-l dea afară. Și e interesant cum munca salariaților este apropiată ca un fel de glumiță de la working class, pentru că e clar că acolo e vorba despre exploatare. Sau la Netflix, de exemplu, există glumița aceasta cu Netflix and Chill, pe care și contul oficial de Netflix a postat-o pe Twitter, această glumiță. Și acolo există foarte mulți muncitori care sunt exploatați. Acum, cu apariția serialului Squid Game, a fost destul de vizibil prin felul în care nu erau subtitrările cum trebuie făcute. Și asta pentru că probabil că nu se așteptau să atingă un real succes serialul, să fie atâta demand, atâta cerere să fie vizionat, și muncitorii care lucrau acolo pe postul de traducător, e clar că au lucrat peste orele lor, peste norma lor de lucru și au fost exploatați și au încercat să facă niște subtitrări care probabil că le-ar fi făcut oricum, dar a ieșit foarte în evidență. Și acum este această glumiță că subtitrările de la Squid Game sunt nașpa. Dar de ce sunt nașpa și de ce am pierdut nuanțele pe care multe expresii în coreană le-am pierdut? Well, pentru că Netflix nu prea își plătește angajații. Sau profită de voluntarii sau de persoanele care au internship la ei și nu-i plătesc foarte mult. Sau chiar deloc. Tinder iar este foarte activ, contul de Tinder este foarte activ pe TikTok. Și ce fac ei este că repostează content pe care alți creatori îl fac și îl pun pe contul lor. De exemplu, dacă cineva povestește despre experiențe nașpa sau experiențe fun despre date-ul lor pe care l-au avut pe Tinder, ei iau contentul și îl pun pe pagina lor oficială pe Tinder. Doar că asta e chestia, că pe Tinder este o strategie, și asta e bine știută, nu e o conspirație, e foarte bine documentată pe internet chestia asta. Au fost scrise articole pe chestia asta, deci nu zic de la mine. Tinder asta face, îți vinde iluzia iubirii și că o să-ți găsești perechea și aleasa și alesul pe Tinder, doar că aplicația este făcută ca tu să rămâi singur, contrar așteptărilor. Să rămâi singur ca să apelezi din nou la serviciile lor și să revii după fiecare date foarte prost. Pentru că e foarte... Și desigur, există cazuri, probabil că deja știți, sau vi s-a întâmplat vouă să aveți un date bun și nu se aplică. Ok, sunteți excepția. Dar foarte multe cazuri, o mare majoritate, au povești nasoale care s-au întâmplat. Și poveștile astea se întâmplă într-un spațiu în care este dat frâu liber la tot felul de chestii misogine sau așa mai departe, ce se întâmplă. Și poveștile sunt amuzante și pot să empatizez cu ele, pentru că și tu le-ai pățit și eu le-am pățit și avem povești similare. Doar că așa este făcută aplicația. E făcută ca persoanele care au ieșit la date să revină apoi, înapoi pe aplicație. Pentru că dacă ar fi fost o aplicație în care să-ți găsești dragostea, firma ar fi fost de mult pe apa sâmbetei, ar fi dat faliment, ne-am fi găsit tot dragostea și, you know, that's it. That's the whole idea. Nu e profitabil să îi lași pe ei să dețină controlul pe consumatori. Și e mai profitabil să găsești o chichiță în care faci pe restul persoanelor să revină pe aplicație.
Bumble este o aplicație care este pornită și marketizată ca fiind feministă. Dar de cine este făcută? Well, Bumble a fost pornit ca idee de o doamnă care a fost inițial, a avut ideea de a crea Tinder. Ea a avut un partener și apoi s-au certat și el a preluat afacerea și a rămas fără. You know, typical male behavior. Și ca un fel de revanșă, ea a început această această mică companie Bumble, pe care a intitulat-o ca fiind o aplicație feministă. Dar dacă mă întreb pe mine, cred că se încadrează la girl boss feminism, adică doar cu numele este feminist. Am văzut foarte multe persoane, mi-au venit în feed, multe videouri cu persoane care își relatau povești nasoale care s-au întâmplat pe Bumble. Nasoale gen sexism așa pe față sau rasism și compania nu a făcut basically nimica sau au fost trigger warning, povești cu persoane care au fost abuzate sexual și aplicația nu a făcut nimic. Mă rog, poate că este o problemă care se tot repetă sau o problemă care este în curs de rezolvare, dar e interesant cum o aplicație feministă, de fapt, pune în pericol foarte mult viețile femeilor, persoanelor fem, persoanelor non-binare și așa mai departe. Și felul în care Bumble se marketizează, într-un fel, face acest shift de putere în care zice că tu ai alegerea ca și consumator să vorbești cu cineva. Îți dă această iluzie ca și când tu ai control asupra situației. Dacă se întâmplă, de exemplu, cazuri din acestea nasoale, cum a fost acum recent pe TikTok, în care povesteau foarte mulți întâmplări nasoale întâmplate pe Bumble, atunci firma o să vină și o să zică, well, asta a fost experiența ta, noi nu neapărat coincidem cu asta, brandul nostru este friendly, we are besties și așa mai departe. Și uite așa se șterg pe mâini de orice fel de vinovăție și de acuze. Doar că de foarte multe ori, și mai ales la Bumble, există o strategie foarte bine pusă la punct de cum se vinde, ce se vinde, ce se întâmplă cu cei care descarcă aplicația. So, da, ceea ce, într-un fel foarte haotic, a reușit Duolingo să facă, anume să creeze accesul acesta direct și să pară că este o firmă pe care te poți baza și care este umană, pentru că ăsta este rolul acestor conturi. Să umanizeze niște corporații, niște firme, niște logo-uri, niște produse, să le dea o față umană și apoi să pară că de fapt tu îți dorești și că există o relație egală. Doar că nu este o relație egală. Conținutul de pe TikTok a multor firme e destul de dubios și încearcă să reproducă același succes pe care Duolingo l-a avut, doar că nu reușesc neapărat. De ce se întâmplă asta tocmai pe TikTok? Well, aplicația a crescut gradual, de la a fi o aplicație de unde postează lumea dansurile și coreografiile lor de 60 de secunde maxim, la acum a fi o aplicație cu timp mult mai îndelungat în care poți să produci conținut și în care există mai mulți creatori care vin pe aplicație și produc conținut educativ. Și printre nișa aceasta și nișa aceasta există brandurile care s-au gândit că este mai accesibil să ajungă la un public mult mai tânăr sau un public la care îți vine servită reclama. Până la urmă, rolul lor nu este neapărat de a ne face pe noi să râdem de conținutul lor sau a ne face să ne simțim bine, ci este de a-și vinde niște produse, McDonald's, Starbucks, orice firmă. Asta este până la urmă rolul lor, de a veni și de a încerca să își recâștige un public, de a marketiza niște produse, niște idei și de a le împacheta într-un conținut care are avantajul de a crește foarte repede, pentru că pe TikTok, având timpul acesta foarte scurt,
există un procent mai mare de persoane care ar putea să vadă decât dacă îl dai la televizor și ai o reclamă de, nu știu, 2-3 minute. S-a creat această relație foarte interesantă de producător și consumator, în care la început părea că este foarte distantă prin prisma ecranelor, nu știu, prin faptul că vedeam reclamele la televizor, pe Pro TV sau mai știu eu unde, și acum le vedem pe TikTok, unde stăm să ne recreăm, unde stăm să ne simțim bine, să ne luăm cele 5 minute pauză de la job sau așa mai departe. Și în astea 5 minute de la job, well, mai nou suntem asaltați de reclame și de conținut care ne poate face să empatizăm cu o firmă. A lot of besties. Da, foarte, foarte mulți besties pe această aplicație. Și dacă un brand pare uman sau pare că este aproape de a fi prietenul tău, este mult mai greu de criticat și mult mai puțin evident că de fapt este ceva care se încadrează la consumerism sau nu este atât de evident ca un afiș pe un stâlp în oraș. Dar și asta este interesant, cum în epoca asta mai târzie capitalistă, reclamele au devenit atât de inerent din parte din noi sau au devenit atât de normalizate încât nu le mai simțim ca fiind reclame. Și asta, din păcate, este un produs sau un efect imediat al capitalismului, care, la fel cum ziceam, incorporează o critică ce îi se aduce și apoi face un alt tentacul la cele 8-9 pe care le avea. Dar, de exemplu, la Starbucks, nu știu dacă în prezent mai este la fel informația sau s-a schimbat, dar indiferent de cât de mult își marketizau ei această cafea minunată, care, by the way, e absolut groaznică și overpriced, aveau o politică în care le interziceau angajaților să se sindicalizeze. Adică dacă aveau ceva probleme, ei nu puteau, nu aveau voie să vocifereze anumite probleme care se întâmplau, pentru că riscau ca alții să-i spună sau să se audă la șefi că ei, de fapt, ca angajaților se plâng. Și asta, exista un risc foarte mare de a fi concediat. În prezent știu că sunt știri în care în anumite locuri s-a putut realiza această chestie în care lumea să poată să-și facă un sindicat al angajaților de la Starbucks. Numai că persoanele care au lucrat la Starbucks probabil că știu deja, sau persoanele care au lucrat în locuri similare cu Starbucks știu și au trăit experiențe de exploatare în care, nu știu, le vin tot felul de consumatori care sunt se poartă urât cu ei sau, nu mai zic, șefilor îi supra-solicită și îi supra-încarcă cu tot felul de task-uri, exploatare și așa mai departe. Deci partea roz și frumoasă pe care noi o vedem pe TikTok de foarte multe ori nu coincide cu ceea ce se întâmplă în spatele ușilor de corporație. Și la McDonald's există foarte multe cazuri în care muncitorii sunt supra solicitați, exploatați, lucrează în căldură acolo, trebuie să servească non-stop și anyway, e foarte nasol să lucrezi acolo. Nu neapărat că e nașpa să lucrezi la McDonald's, ci e nașpa ce întâmpini acolo, adică căldură, condiții nașpa și așa mai departe. So, yeah. Concluzia este că, da, sunt amuzante niște glumițe acolo, doar că cred că e important să fim atenți și atente la conținutul pe care îl găsim pe TikTok, pentru că de foarte multe ori toată parasocialitatea asta poate să mușamalizeze niște dinamici de putere care se întâmplă. Și brandurile au mai multă putere față de noi, adică sunt niște branduri, e o corporație care îți zice să reciclezi cu să iei un pai care nu e de plastic, pentru că așa contribui la salvarea planetuței. Dar ce nu zic ei este că, nu știu, McDonald's sau toate lanțurile acestea mari de fast food-uri, KFC sau așa mai departe, ei își varsă toate gunoaiele în apă sau produc foarte mult produc foarte multă poluare.
Și, din nou, fac acest shift în care ne creează iluzia că noi alegem să contribuim într-un anumit fel și că și plasează această vină asupra consumatorului, vină care este a lor, pentru că prioritizează profitul în derida nevoilor noastre ca și oameni. Și ăsta este, până la urmă, da, ați ghicit, efectul capitalismului. Următorul video eseu o să-l postez într-o sâmbătă, luna următoare, pentru că ianuarie este încheiat în câteva zile. Much love și aveți grijă de voi! Silence,